Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Vom vedea pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Poți alege un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru o situație, un număr pentru o altă situație, fix cum simți, fix așa procedezi. Da? Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. Poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Numărul 1, piatra albastră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Hai să vedem așadar mesaje pentru numărul 1, ce trebuie să știți. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem numărul 1. Tare încurcate lucrurile, numărul 1. Bun, avem marele preot aici și cu asul de bâte, puterea, deci o decizie, da, care s-a luat în legătură cu o adunare de oameni. Poate avea legătură aici și cu un nou început din punct de vedere pasional, da? Poate este o resetare a unei relații. Văd aici o legătură cu zodia Leu, Taur, da? Poate să fie și un moment în care aici, nu știu, poate ai semnat un contract sau poate ai făcut o înțelegere cu persoana iubită. Însă ce văd eu aici este o persoană pe care tu o respecti foarte mult și care poate te-a inspirat în legătură cu o situație tensionată din viața ta. Da? Marele preot zice că este și un moment în care te concentrezi mult pe relații, pe contracte, pe parteneriate. Poate studiezi ceva sau e nevoie să îi înveți pe ceilalți, e nevoie să îi ghidezi pe ceilalți. Da? Hai să vedem. Pentru tine, aici avem un 10 de spade. Da? 10 de spade care înseamnă un sfârșit, cineva care suferă. Cineva care zice că nu mai vrea un anumit lucru. Hai să vedem. Poate să fie o despărțire care a avut loc sau pentru alții poate discutăm despre o situație ciudată care s-a desfășurat. Ia să vedem noi. Bun. Și avem aici asul de bâte, 2 de bâte. Da? Nu știu, e ca și cum te simți pus la pământ pentru că, nu știu, ceva este în așteptare, e ca și cum cineva ți-a promis ceva sau poate ai început un proiect și momentan este în așteptare. Da? Mai văd aici o legătură cu zona străinătății. Da? Poate cineva, așa cum ți-am zis, ți-a dat o idee în legătură cu o situație tensionată. Dar totuși, da, văd eu, nu știu, foarte multă pasiune, e ca și cum, nu știu, e o aventură sau e o relație care nu e foarte stabilă, nu e foarte serioasă. Parcă începi să te uiți aici în alte direcții. Să vedem pentru casă, 7 de bâte. Deci pentru casă aici văd că tu lupți pentru ceva. Da? Vrei să faci ceva pentru casa ta, pentru sufletul tău. 7 de bâte poate să însemne și un moment în care tu ai foarte mult curaj în legătură cu o situație. Hai să vedem, 7 de bâte. Ești stâlpul familiei sau e nevoie să stai deasupra tuturor, e nevoie să iei o decizie importantă. Da? Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Uite. Dar ce văd eu aici e că e ca și cum trebuie să iei o decizie între minte și inimă. Da? Regele de monede, temperanța, diavolul. Da, aici e cineva care evită un anumit lucru. Hai să vedem. Ce mai avem? Uite, a venit împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță și iar e cu șaptele ăsta de bâte. Deci, știu, poate e o femeie din casa ta, din familia ta, care ți-a dat curajul să faci o anumită alegere sau îți va da curajul. Ce mai văd aici este că vei lupta foarte mult pentru stabilitatea ta materială, pentru confortul tău, pentru sufletul tău. Da? Însă văd și pe cineva care, repet, va lua aici o decizie importantă. Poate e mama, poate e o prietenă. Însă uite, avem multe
activități, da? Deci cineva acționează. Să vedem în curând. În curând văd niște secrete pe care le vei afla aici cu Marea Preoteasă, dar poate și un moment de tăcere, un moment de retragere. Poate să fie și un moment în care simți nevoia să te informezi mai mult despre iubire, despre bani, despre un proiect anume. Mai văd și o legătură cu o persoană foarte misterioasă. Este o persoană sigură pe ea, secretoasă. Hai să vedem, Marea Preoteasă. Au ieșit mai multe cărți. Uite, deci are legătură cu sfârșitul ăsta, cu durerea asta. Și aici avem Regina de spade, Regele de spade, Asul de monede și Doi de monede. Foarte interesant. Deci o legătură aici cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate pentru unii este vorba despre o discuție așa la rece pe care o aveți cu o persoană din jurul vostru. Unii puteți să aflați de o decizie care s-a luat fie la muncă, fie este o decizie a unor persoane mature, asumate. Însă eu văd foarte multă stabilitate și văd în același timp și un nou început. Deci e un nou început în secret. Sunt niște planuri aici pe care ți le faci. Da, în curând, nu știu, fie este o ceartă, o discuție între două persoane, fie vei afla despre niște planuri pe care, nu știu, niște oameni din jurul tău și le fac. Da? Să zic că ai un cuplu în jurul tău, niște prieteni sau cineva din familie care au niște planuri. Da? Și au legătură și cu tristețea asta și cu durerea asta a ta. Nu știu. În viitor, lumea, foarte frumos, lumea reprezintă împlinire, mulțumire, liniște. În viitor, aici eu văd clar pentru tine faptul că fie primești o veste din străinătate, fie este un sfârșit karmic care are loc, este un sfârșit puternic, eliberator. Și hai să vedem lumea ce vrea să zică. Poate să reprezinte și un răspuns pozitiv, da? Dar lumea oricum aduce liniște, aduce pace după o perioadă agitată. Lumea. Lumea vine cu Regina de Băte, o legătură cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Deci în viitor aici poți să primești o veste bună, legătură cu o femeie sau poate este cineva care îți ridică moralul, cineva care te ajută foarte mult. Încă o carte vreau. Au ieșit mai multe, deci în viitor aici pe cineva, da, căruia este teamă de o victorie sau este teamă de ceva anume. Uite, poate se termină o perioadă de rivalitate, poate ai pe cineva în jurul tău la muncă, da, care vrea același loc de muncă ca și tine. Sau în relația de cuplu, poate, nu știu, partenerul se mai uită și în alte părți sau poate tu ești indecis sau indecisă. Da? Și aici eu văd că se finalizează, da, această perioadă. Ce nu știi tu? Trei de spade. E, aici tu nu știi că cineva e cu inima frântă. Sau nu știi despre suferința cuiva. Hai să vedem ce e cu suferința. Trei de spade. Șase de cupe. Aici e o persoană poate mai tânără care suferă, un copil sau poate este vorba despre cineva care suferă după trecut. O persoană sensibilă. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Și avem Asul de spade, Doi de spade. Cineva suferă în legătură cu o hotărâre, doar că nu știe ce să facă. Da? Și e o persoană aici care își ține în suflet decizia, își ține în suflet sacrificiul. Nu știu. Poate pe de altă parte e cineva în jurul tău care suferă, da? Care ar vrea să te cunoască, care ar vrea să se apropie de tine. Hai să vedem pe neașteptate, trei de monede. Pe neașteptate, văd aici o întâlnire cu un grup mai mic de oameni sau pe neașteptate, poate aici, uite, înveți ceva sau ai o surpriză legată de un examen. Hai să vedem, trei de monede.
Marea Preoteasă. Deci pe neașteptate aici, nu știu, afli niște secrete, afli niște informații. Și pe neașteptate, uite, eu văd că e ceva ce se întâmplă în curând. Pentru că în curând a ieșit Marea Preoteasă. Deci foarte rapid aici e posibil ca tu să afli niște informații foarte prețioase. Poate e o întâlnire în secret sau o întâlnire mai ascunsă, poate să fie. Regele de cupe. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci aici, pe neașteptate, este o persoană sensibilă, blândă, cu suflet mare, da? Care îți poate face o surpriză. Poate e ceva legat de muncă. E cineva care, uite, se află într-o așteptare, cineva care așteaptă niște rezultate. Și ce o să te mire? Doi de monede. Da? O să te mire faptul că vei reuși să găsești un echilibru din punct de vedere financiar sau poate să însemne și faptul că cineva aici se împarte între două locuri de muncă, două proiecte, două situații diferite. Sau poate tu va fi nevoie să cântărești două oferte. Hai să vedem ce o să te mire. Doi de monede. E o persoană puțin indecisă aici, nu știu, lucrează în două locuri, se împarte. Nouă de monede. E, aici pot veni bani din două direcții. Uite, cu valetul de monede. Aici o să te mire faptul că, da, nu știu, poate să apară o nouă persoană în viața ta sau un nou loc de muncă, un nou proiect și să fie nevoie să stai să cântărești lucrurile foarte bine. Pe de altă parte văd bani care îți pot veni din două părți sau faptul că e nevoie să te împarți între două situații diferite. Însă eu văd aici foarte multă încredere, foarte multă fericire. Asta o să te mire. Cavalerul de cupe, pentru unii să știți că are legătură și cu dragoste. Da? Poate e cineva, ți-am zis, în jurul tău care poate nu are curajul acum să vină către tine. Da? Uite, e cineva care lasă în urmă dezamăgirea, tristețea, o perioadă în care și-a făcut tot felul de gânduri. Da. Hai să vedem puțin și oracolul ăsta ce zice, numărul 1. Foarte rapid se închide ceva sau se finalizează ceva. Ceva ce se închide foarte rapid legat de pasiunea ta, da, sau poate e o schimbare aici. Poate și cineva care ia o decizie foarte rapidă în legătură cu o poveste de iubire. Și avem aici un bărbat matur, un bărbat asumat, carieră, succes și avantaj. E o surpriză aici foarte plăcută pe care o ai în legătură cu ceva ce se termină rapid. Mai vreau o carte. Am întrebat ce e cu surpriza și aici sunt niște vorbe pe care le auzi de la o persoană din jurul tău și vorbele astea pot fi destul de ciudate. Nu știu, sunt niște vorbe care țin de un grup de oameni. O familie, oamenii din jurul tău. Ia să vedem noi ce-i cu bărbele astea. Niște discuții care au legătură cu ceva ce se stabilește aici pe termen lung sau ceva legat de zona străinătății. Pe de altă parte, vorbele astea pe care le auzi au legătură și cu ceva pe termen lung sau cu o călătorie îndepărtată. O femeie matură, este o femeie asumată din înalta societate, mai poate să fie. Da, niște vorbe pe care le primești, poate prin intermediul internetului sau la telefon, da? Și toate astea, nu știu, fie au legătură cu o femeie cunoscută, fie dacă ești femeie, poate e vorba de tine. Da? Pentru că tu aici primești niște vești care te vor surprinde destul de mult. Deci, din nou,
comunicare, apeluri telefonice, mesaje și e ceva legat de o relație importantă din viața ta. Sau poate ai o prietenă, cineva din jur care vine și îți dă niște vești destul de surprinzătoare. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de tot binele din lume și dacă vreți o citire pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar, numărul 2, ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2, ce trebuie voi să știți. Numărul 2, mesaj. Numărul 2. Mesaj. Ok, a început citirea. Îndrăgostiții, nebunul, lumea, luna, oulă. Da, o situație e ciudată, da, parcă nu știu, cineva a vrut să se izoleze, a vrut să plece, doar că avem nebunul și cu îndrăgostiții. E clar aici că ești într-o perioadă în care vrei să faci doar ceea ce simți, da, fără să te intereseze foarte mult de ceea ce zic oamenii din jurul tău. Pe de altă parte văd o nouă iubire sau o nouă pasiune care a apărut la orizont. Da? Văd de asemenea că te afli și într-un moment în care cineva își se comportă într-un mod total nebunesc, adică nu știe încotro să se ducă, nu știe ce să facă. 6 de cupe pentru tine, o legătură aici, uite, cu un copil sau poate să fie un moment în care vrei să te revezi cu oameni din trecutul tău, dar oameni foarte apropiați inimii tale. Te concentrezi pe copilul tău interior. Poate este o relație de cuplu, da, care zic eu că are un rol important. Să vedem 6 de cupe. Asul de bâte, 2 de bâte. Este o situație imatură aici, care durează de mult timp, dar poate să fie și o conexiune la nivel de suflet care durează de mult timp, dar care e ca și cum nu poate să treacă la nivelul următor. Pe de altă parte, văd aici o legătură cu o persoană de la distanță. Este o persoană din altă țară, din alt oraș, este o persoană diferită de tine. Să uite, avem 5 de spade, asul de cupe, 4 de cupe. Deci, așa cum ziceam, e un moment în care cineva acționează aici într-un mod nebunesc, da? Sau poate e o lipsă de acțiune, nu știu. E ca și cum cineva zice, nu-mi pasă de emoții, nu-mi pasă de nimic. Hai să vedem pentru casă, avem regina de bâte aici. O legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Deci pentru casa ta văd că ești concentrat foarte mult pe partea materială, da? Poate, nu știu, te gândești să investești într-o casă sau te gândești să faci niște cumpărături. Regina asta de monede poate să vină și cu lucruri palpabile, stabile pentru tine, frumoase. Hai să vedem regina de monede, ce zice? Cavalerul de bâte și 10 de cupe, da? Parcă îți vine cineva în casă. Da? Este o petrecere aici pentru ei sau poate așteptați niște musafiri. Poate să însemne și faptul că ești foarte entuziasmat sau foarte entuziasmată în legătură cu o întâlnire sau reușești aici să rezolvi ceva important pentru casa ta, pentru familia ta. Șase de bâte. 8 de monede, 2 de spade, nu știu, poate te apuci să faci o curățenie generală, poți fi și asta. Sau unii poate așteptați un răspuns în legătură cu o bancă, cu o sumă de bani, o casă, un teren și aici răspunsul e pozitiv, da? E pozitiv.
Hai să vedem în curând. 4 de cupe. Da, e o senzație așa de plictiseală. E ca și cum ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ceva ți se pare ciudat cu 4 de cupe. Poate este o persoană care refuză, cineva care nu are chef de nimeni, de nimic. Ia să vedem. Regina de monede, valetul de spade. Nu știu, în curând, vrei tu să faci ceva, ți-am zis, e ceva pentru sufletul tău, e o adunare de oameni. Sau ai tu un ideal în legătură cu o situație, cu o relație și regina de monede și cu valetul de spade, nu știu, zic că e ca și cum te duci să te interesezi de ceva anume și poate e un refuz sau poate nu primești ceea ce îți dorești tu. Da? Poate să fie și o întrebare pe care o femeie importantă din viața ta ți-o adresează, este important, mă rog, este o întrebare bună, doar că e ceva ce nu-ți place. Uite, 4 de cupe, puterea, magicianul, moartea, deci poate să fie ceva care să-ți schimbe și planurile. Da? În viitor, moartea, o legătură cu un scorpion, dar și o transformare, un sfârșit, un nou început, poate să urmeze și o perioadă mai aglomerată. Da? În care sunt multe lucruri de realizat. Poate fi și o luptă aici. Da? 4 de bâte, 3 de bâte. Deci în viitor, mie mi-apare o primă deblocare, o primă victorie, dar e ceva într-un drum scurt și are legătură cu o petrecere, o zi sfântă, un eveniment mare, poate are legătură și cu ceva important. Asul de cupe, cumpătarea. Deci aici reușești să găsești un echilibru. Material vorbind. Da? Mai vreau o carte. Îndrăgostiții. Îndrăgostiții a ieșit și aici. Deci în viitor văd că cineva ia o decizie. Da? Între minte și inimă. Poate tu trebuie să iei o decizie între minte și inimă. Da? Inima îți spune ceva, mintea îți spune altceva. Dar văd și o rege de bâte care e foarte confuză aici în legătură cu o decizie. Hai să vedem. Ce nu știi tu? 4 de spade. Tu nu știi aici că cineva, nu știu, se relaxează, se liniștește. Poate să fie cineva care e într-o zi de odihnă, da? Poate să fie și cineva care se află într-o perioadă de recuperare din punct de vedere medical. Ia să vedem noi, 4 de spade, ce trebuie să știi? Ce nu știi? Echilibrul, deci tu nu știi aici că cineva se află într-o perioadă de vindecare. Regina de spade, 6 de spade, 7 de spade. Deci cineva aici care își cântărește foarte bine un drum. Mai văd o legătură cu zodii de aer, pentru unii gemeni, balanță, vărsător, zodia săgetător, deci aici tu nu știi că e cineva care vrea să plece, cineva care vrea să fugă, e o persoană care se află într-un moment de confuzie. Da. Ia să mai vedem o carte. Cavalerul de cupe și are legătură cu o poveste de iubire sau o, nu știu, o suferință în dragoste. Hai să vedem, pe neașteptate, 8 de bâte. Pe neașteptate aici primești niște mesaje, niște e-mail-uri, apeluri telefonice, niște vești care apar foarte rapid. Și hai să vedem ce e cu vestea asta. Este o veste cu pasiune, da? E cineva care încearcă să te convingă aici de un anumit lucru. Unii puteți să aflați de o aventură a cuiva, magicianul și cu moartea. Deci aici, pe neașteptate, tu primești o veste în legătură cu o provocare prin care cineva trece, dar și în legătură cu niște planuri pe care persoana asta și le face. E ca și cum cineva aici vrea să se elibereze dintr-o situație toxică și vei primi niște mesaje sau vei discuta,
Da? Poate să însemne și că pe neașteptate, foarte rapid, se schimbă ceva. Însă eu văd un eveniment foarte puternic. Avem patru arcane majore, deci evenimentul ăsta poate să dureze mult, dar poate să fie și extrem de intens, da? Din punct de vedere emoțional, că asta înseamnă. Cineva se pregătește să iasă dintr-o situație toxică, dintr-o situație ciudată. Regina de bâte, 6 de monede, 3 de spade, 5 de monede. Deci, poate e cineva care are niște probleme financiare sau cineva care trebuie să împartă niște bani. Ce o să te mire? Asul de monede. Aici o să te surprindă o dovadă pe care cineva ți-o dă. Surpriza poate avea legătură cu un nou proiect, un nou început, o nouă persoană, dar eu văd aici multă seriozitate, multă stabilitate. Hai să vedem. 4 de spade, 4 de spade, asul de monede. Ce o să te mire? O victorie. A ieșit 6 de bâte. Deci pe tine aici o să te mire o victorie. 6 de bâte și asul de monede. O victorie, o bucurie în legătură cu un nou început. Legătură cu un nou loc, poate are legătură și cu o zi de sărbătoare, o zi mare. Se oficializează ceva, să în sfârșit primești o veste palpabilă, dar e cu victorie. Da? E cu victorie. Justiția, judecata, 2 de cupe. Deci aici o să te mire faptul că, nu știu, te întâlnești cu cineva, primești o veste. În legătură cu un contract, în legătură cu niște acte, poate e cineva care vrea ceva serios cu tine, sau în sfârșit se clarifică o situație ciudată, așa cum ziceam, că avem nebunul și cu îndrăgostiții, adică aici e mare nebunie, da? Cineva face lucruri fără să gândească. Mai avem și o legătură cu zodia Balanță pentru unii dintre voi. Mai vreau o carte cu asul ăsta de monede și cu toată povestea. Asul de spade, deci e o victorie pentru tine din nou, o decizie. Asul de spade vine cu multă claritate aici. Și asul de cupe, ia uite, e, numărul 2, aici apar schimbări mari. Apar schimbări mari și totuși aș vrea să mai clarific eu aici optul ăsta de bâte, că de aici pornește tot. Da? Opt de bâte zice, uite, că e cineva care lasă în spate. Da, o perioadă de singurătate, de abandon, de sărăcie, de tristețe, de supărare. Da? Și primești niște vești în acest sens. Sau veștile astea te ajută să lași în urmă o supărare. Un rege de spade stresat. Mai vreau o carte. Și a ieșit și un cavaler de monede, deci poate e cineva de la muncă sau poate este o persoană sigură pe ea, cineva care vrea să ia lucrurile încet și sigur, este cineva serios, să știi, pe care te poți baza. Uite, e o eliberare. Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice. Ce tare interesant numărul 2, ce se întâmplă aici la voi. Un suflet pereche, o conexiune foarte bună, foarte frumoasă. Avem aici un bărbat brunet și ceva ce se termină într-un timp scurt, ceva ce se finalizează foarte rapid. Un copil sau o persoană mai tânără, o persoană sinceră, inocentă, da, și avem o regină a întâlnirilor, oportunități, abundență. Da? Deci, poate este vorba despre o nouă persoană pe care o cunoști sau poate avea legătură cu un moment pasional pe care îl ai cu cineva. Mai vreau o carte. Au ieșit două. Un bărbat asumat, un bărbat sigur pe el, cineva care are o experiență de viață sau poate este o persoană matură, în sensul că te poți baza pe acest om, da? Nu-i neapărat să fie nu știu ce vârstă. Și avem dragoste sinceră, o conexiune sinceră. Deci asta e surpriza pentru tine.
Și aici, ce o să te mire pe tine, am întrebat și mi-a ieșit călătorie îndepărtată, lucruri care se decid pe termen lung, o relație deschisă, da? Deci o relație fără angajamente și mai avem și o femeie cu părul deschis la culoare. Are legătură cu ceva toxic. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații. Iar dacă vrei și tu o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând cu drag pe aplicația nouă. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.